Dacă ne-am trezit dintr-o dată că internetul nu mai funcționează, am putea oare să trăim fără să mai verificăm postările de pe Facebook la prima ora a dimineții? Fără Google Maps care să ne ajute într-un oraș străin, și fără a putea cumpăra mâncare cu cardul. Dacă vă uitați la acest videoclip, înseamnă că internetul încă funcționează, dar dacă cineva sau ceva l-ar opri, unii ar putea spune că o astfel de detoxifiere digitală ar fi benefică. N-am mai sta cu ochii în ecrane și am începe conversații adevărate unii cu ceilalți. Am realizat că putem folosi mobilul și pentru a da telefoane. Am începe să folosim din nou faxul și am scrie note de mână pe hârtie. Dar am avea încă televizorul care să ne distreze, deci lumea nu s-ar sfârși. De fapt, cum 4 miliarde de oameni nu au acces la internet, jumătate din populația lumii nici nu ar observa diferența pe termen scurt, dar nu și voi. Cei care folosiți internetul frecvent, veți observa imediat. Dacă internetul ar înceta să funcționeze, toți cei care foloseau site-uri de socializare ar începe să folosească telefonul și ar supraîncărca sistemul de telecomunicații. Asta dacă nu ar fi deja oprit și acesta. Apoi ne-am întoarce la scrisorile de mână pe care le-am trimite prin poștă. Nici transferul de date prin Wi-Fi nu ar mai exista și am fi nevoit să folosim cabluri sau CD-uri pentru a transfera informații de la un computer la altul. Acum, hai să ne gândim la economie. Datele financiare sunt în general salvate pe un server și si serviciile bancare depind într-o mare măsură de internet. Transferul de bani ar fi imposibil și cardurile ar deveni doar niște bucăți de plastic inutile. Și cum rămâne cu Bitcoin, banii virtuali pe care te-ai chinuit atât să îi minezi? Ei bine, cred că știți deja răspunsul. În afară de asta, companii mari precum Google, Facebook și Amazon și-ar opri activitatea și s-ar închide, iar veniturile lor combinate de aproape 440 de miliarde de dolari nu ar mai exista nici ele cum numai Google are 80.000 de angajați, probabil că sute de mii sau milioane și-ar pierde locul de muncă. Chiar și companiile care foloseau internetul doar pentru publicitate ar fi afectate. Țările dezvoltate ar pierde mai multe industrii și ar intra în criză economică. Dar ce s-ar întâmpla cu țările în care internetul este foarte puțin folosit? Pe scurt ar fi afectate și ele, deoarece comerțul internațional este dependent de Internet, la fel și transportul internațional. Fără internet, avioanele, vapoarele, trenurile și camioanele ar trebui să țină o evidență scrisă a bunurilor pe care le transportă. Asta ar duce la scumpirea ale produselor pentru că ar fi mai complicat să se facă livrările către magazine în acest mod. Măcar putem încă să călătorim, deși nu vom mai avea acces la Instagram pentru a împărtăși cu ceilalți experiențele noastre din aceste călătorii. Vă întrebați dacă este posibil ca internetul să fie oprit? Ei bine, nu poate fi oprit tot internetul la nivel mondial. Unele țări chiar au posibilitatea să-și oprească intenționat internetul și telecomunicațiile. Dar să oprești tot internetul este mult mai greu decât să tai un cablu, de exemplu. Internetul este o rețea globală formată din multe alte rețele, deci nu depinde de un singur dispozitiv. Chiar dacă o parte dintre aceste dispozitive nu ar mai funcționa, restul ar continua să-și facă treaba, deci nu vă faceți griji, veți putea să comandați liniștiți o pizza de seară prin internet. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!